Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Fetelor, ce vă doriți de la băieți de 1 martie? Da, domnule. Fiți cinstite, ia să vedem dacă suportăm. Măi, fraților, v-ați condamnat singur cu întrebarea asta. Hă. Să vedeți acum răspunsul din partea femeilor. Ia. Țineți-vă bine. Marian din Elveția. Alexandra, bună dimineața. Bună, Alexandra. Bună dimineața, băieți. Bună. Din punctul meu de vedere, nu contează dacă este mățișor sau o cutie de bomboane sau o floare. Atât timp cât vine din suflet, vine cu drag și nu vine din obligație. Dar cum îți dai seama că vine de drag și nu vine din obligație? Cum faci diferența asta? Da, mi-a dat knockout acum. Serios? Adică... Hai să zicem că poate ești certată cu persoana respectivă sau vrea să cumva să te îmbuneze. Da, aceea este obligație. Dar Deci dacă ai cumva vreo problemă cu doamna domnișoara respectivă și încerci un semn de împăcare, n-ai nicio șansă, că s-a prins că încerci de fapt să te împaci și nu... Da. Da. Trăim într-o lume în care totul este atât de haotic și ne stresăm din orice și nu mai este empatie între oameni. Aici ne-am dus într-o filozofie prea profundă pentru zida asta de primăvară. Mai e simpatie. Nu. Dar mulțumim foarte frumos. Mulțumim, Alexandra. Dana, bună dimineața. Bonjour, Dănuța. Bună, Dana. Bună dimineața, dragilor. Da. Eu îmi doresc de 1 martie să fiu răsfățată, să primesc bomboane, să primesc flori, eventual chiar o cină. Cool. Deci eu am dat flori, Vlad a dat mărțișoare, Luca a dat bomboane, Adi, tu trebuie să dai cina. Dai cina, o să faci rezervare. Da. Dar trebuie să fie cina, trebuie să fie pe 1 martie sau poate fi așa mai spre weekend, mai... trebuie să fie chiar în ziua asta? Deja, adică nu mai aștept. Deja, corect, a picat așa. Adevărul că trebuie să o dai de 1 martie, așa o cină poate veni oricând. Da, mulțumesc. Vezi că Marian, cel cu al cărui mesaj am început astăzi, pare să aibă dreptate, că fii atent aici, pretenții. Mirela zice că ar vrea o vacanță la schina Austria sau în Dolomiți în fiecare an câte o săptămână. De 1 martie. Tu știi cum e, aș vrea să mai merg la Paris. Ai mai fost? Nu, dar am mai vrut. Da, adevărat. Mariana din Făgăraș își dorește ca bărbații să fie iubăreți și să vină acasă cu bijuterie. Deci nu mai bijuterie, doar un mărțișor, ci o bijuterie. Dar stai, bijuteria trebuie să fie, adică bijuteria este... Bijuterie, bijuterie. E mai scumpă. Așa e caracterizată. Dragi băieți, noi dorim puțin mai mult respect de la voi pentru ceea ce facem și ce suntem. Da. Oricum, asta... fără voi viața nu are sens. Vai, mulțumesc, ne scrie doamna Mioara, o senioară din Constanța, doamna cu 48 Mioara. De căsnicie la activ. Vă mulțumim și vă iubim. Ne-a dat valoare. Livia, bună dimineața. Bună, Livia. Bună dimineața. Bună. Eu de 1 martie îmi doresc să vin cu doamna care a vorbit înaintea mea la cină, cu Adi al vostru. Da, așa. Deci să mă luați și pe mine. Uh-huh. Îmi doresc să mănânc toate bomboanele pe care le primesc fără să mă îngraș și vreo 10 grade plus în termometru și sunt fericită. Și o mărire de salariu. Mulțumim, Livia. Uite, Iulia din Petroșan spune că își dorește o zi liberă în care să nu facă absolut nimic, în primul rând, și în al doilea rând o floricică. Ar fi bună asta, cu zi liberă doar pentru femei de 1 martie. Dar cum ar fi bună din toate punctele. Mihaela, bună dimineața. Bună dimineața! Bună. După cum au spus și colegele dinainte, deci bărbatul are tendința să fie retras, bărbatul are tendința să fie timid și nu știu, înaintează în vârstă, parcă este un copilaj în acela care se ascunde în spatele mamei. Oare de ce? Parcă se tâmpește, doamnă. Parcă e din ce în ce mai timid. Cea mai importantă. Da, așa este. Timiditatea și nu vrea pur și simplu să te apropii. De ce te apropii de mine? De ce mă atingi? Iubire, scoate în evidență iubire. Uh-huh. Întinde o mână spre soție, îmbrățișează-o, cea mai importantă. De ce oare bărbații așa? Nu înțeleg. Nu știu. N-am ști să vă spunem, doamnă. Nu știu, că noi suntem tineri toți. Mă, Zafiule, de ce eu sunt tânăr tot, uite. Mă. Timizilor. Nu dau mai exact. Tu ai o problemă, că tu mi-ai dat mărțișor și nu m-ai îmbrățișat. Mihaela, bună dimineața. Uite, fii atent. Mihaela, bună dimineața, Mihaela. Nu mai primești, fii atent. Da.
Mihaela. Mihaela. Bonjour. Neața. Da. Bună dimineața. Te rugăm. Ce să zic, de la soț îmi doresc să primesc flori și cele mai mișto flori sunt cele pe care le primești nu de 1 martie sau de 8 martie sau de ziua ta, ci florile pe care le primești așa. Cele surpriză. Uh-huh. Dar nu ești bănuitoare? Adică dacă îți dă flori așa deodată... Deci azi mi-aș dori să plec cu 4 ore mai repede. A, vezi, uite, mă, timp, măcar jumătate zi liberă dacă nu o zi întreagă liberă. Da, și uite, Ani din Arad zice că am dreptate eu, nu mai e ca pe vremuri. Din cele 50 de femei din secție, doar două purtăm astăzi mărțișor în piept. Deci, vezi, nu mai e de actualitate. Ba este. Trebuie să purtați și nouă ne place când vă vedem cu mărțișor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.